Dar dimineața erau 8 grade, 7-8 grade. Bă, când a deschis geamul să aerisesc. Deci aceasta, uite că Angie Mateescu a fost cu ea în campanie electorală pentru Axinia, dar e și deputat de Prahova, deși are domiciul în Ilfov. Și a fost consiliara lui la București aici. Și sediul nostru, a fost pe Maramureș vreodată, unde avem sediul aur? Da, știu pe unde e, dar... Așa, ea a amenajat. Bine, ea a fost cu amenajatul, dar nu că a dat ea bani, deși a dat și ea bani pentru acest partid ca lume. Ea lucrează acum în Germania. Cine? Angie Mateescu. Ah. E prietenă cu mine, de-o seamă cu mine, ne-am împrietenit, singura prietenă din Aur Prahova. Restul sunt cunoștințe, ea e singura prietenă. Că m-a ajutat cu niște bani fără să-i mai dau înapoi. Ea e din familie, de saș, dar nu știu ce. Și știe bine germana. Și ăsta, Adriana Axinia, nu numai că n-a mai lăsat-o la sediu aici, nu mai este nici consiliera lui, dar noroc că au văzut-o că e o fată inteligentă și tot. Este la Aur, lucrează, dar numai când vine în țară. Că vine o dată pe lună și stă o săptămână și atât. Că are și ea mama în Ploiești, tot în centru, stă la casă. A luat un comisia de sănătate, deci ea e, și lucrează la ce legi vor să propună Aur pentru sănătate. Ea este șefa comisiei de sănătate, deci chiar dacă, dar tot așa afară din grupuri a dat o băluță asta, Andreea, asta nemăritată, care e foarte darnică, cred eu, cu toți bărbații din Aur. Nu cu toți, cu toți care... Nu cu toți, nu, că sunt și bărbați căsătoriți și că foarte ok. Unuia chiar i-a propus să candideze ca primar, că are toate datele, știe să și vorbească și tot. Așa, dar băia cred că are, sunt nesura sau divorțați. Cred eu, asta e părerea mea, asta. Nu, de ce să... Dar mai e și altul. Nu i-am prins în fapt, că știți, cum zicea domn profesor, că trebuie să aduci argumente ca să, dacă vrei să incriminezi, nu faci așa niște obiective sau niște proceduri, nu știu ce, sau ca să combați, păcând ăștia au făcut legea de așa fel să fie interpretabilă, mafioții care ne-au condus atâția ani, așa de zic, mafioții, că au și furat, au și omorât, au și... repede cum s-a că mama mi-a zis, nu te mai duce la Aur după ce a văzut că l-a luat de gât în Parlament pe Popescu, deși merita. Dar trebuie să fie Parlamentul ok, ponderat. Îl iei de gât, cât nu în fața camerei de la vede, îl iei de gât, dacă apuci, în afară, afară. Trebuie diplomație, dacă vrei să faci ceva, nu te duci repede așa și... A pierdut mult atunci. Okay.
am povestit și cu Simion, că a fost acum 2, cu târziu, acum 2 sau 3 ani, ești la o ședință pe județ. Pe județ. Și atunci a venit și Simion, că era în trecere. Iar ultima dată când a fost Simion, a fost la ultima ședință de PEX pe județ. Și am făcut poză, că eu n-aveam poză cu el. Și am zis, vreau să vorbesc, zice, nu acum, că mă grăbesc. Bine, se ducea la Buzău. Că l-a anunțat Adrian Absinia că avem ședință și a zis să oprească puțin și prin Ploiești. N-asta am făcut, într-adevăr. Și după ce am făcut cu el și dă grup, așa-i place lui să facă și de grup, tot a fugit. Am văzut că a fugit. Ne-a întrebat care este impactul cu revista și zic să știți că impactul este bun. Și mai ales că a scris acolo până 4.000 de lei salariu net. Lumea, zic, mă întreabă de unde. Și am zis, dă-i pensiile speciale. Zice, și mai spuneți ceva, că cu impozitarea nu se va mai, nu va mai fi 40%, va fi 25% și de aia mai scădem și de acolo. Ați fost la europarlamentare? Da. Cu cine ați venit? Că s-au făcut grupuri? Nu, no, am venit cu singur. Da? Că eu am fost... Da, atunci sunt. Da, da, v-a plăcut la europarlamentare. Am fost cu George Naftan, care a fost pe vremuri la PRM și a candidat pentru primăria Ploiești. Mi-a povestit că a fost noi după ședință de mai ducem care vor și care nu vrem la un suc, o bere, o ceva, să mai stăm de vorbă în afara ședinței. Și ne-a povestit că el l-a cunoscut, îmi dai seama dacă a fost președinte PRM Prahova, pe Vadim Tudor. Zice, știți cum era? El era și el așa foarte pornit. Dar la el acasă, că a fost la el acasă, era cel mai mirușel. Adică vorbea ca nimic, nu nimic. Dar pentru că enerva, era prea deștept și Vadim Tudor. Și enervau ăștia, de-aia riposta și el. Zic, știi când, George, când e singura dată când am, nu l-a, l-am votat pe Iliescu? Atunci când a fost cu Vadim, că vezi, dacă iar mă uitam numai la televizor, că zisese Vadim că dacă ar fi avut o pușcă, îi pușcă pe toți din Parlament. Și avea dreptate, că erau foștii comuniști. Zic, dar când am auzit că cu violență, zic, așa a spus pe post, că îi pușcă, zic, eu nu sunt de acord cu violența. Zic, și atunci a fost singura dată când am votat și îmi pare rău. Pe Iliescu, deși ai mei, Iliescu, vai, te-a spus din comunist. Iliescu l-a trădat pe Ceaușescu, l-a scos din comunist. L-a trădat, că acum dacă eram cu Ceaușescu, aveam Banca Mondială. Nu știu dacă ești mai tânăr. Aveam 23 de ani în 89. Aveam Banca Mondială, n-aveam nicio garanție. Avea de gând să fac o bancă mondială, să împrumute Iranul, Irakul și toate astea, țările sărace. Noi, chiar cum vorbeam astăzi în taxiul, că am venit cu taxiul la gară, a zis, noi nu trebuia să plătim apă, gaze, petrol, nimic, dacă e mai era Ceaușescu acolo. Pentru că avem o țară bogată, dar ne-au vândut-o, ne-au dat-o aproape gratis pentru comisioanele ăștia. Că îl blestem pe Adrian Năstase să-l înroape la 3.000 de metri. Ce ai profat? Ai facultate la UPG? Eu am master la UPG. Și facultatea? Aspir. Cum? Aspir, care? Ce? Ce ai făcut? Ce? Aspir? Management. Aha. Și master pe ce l-ai? În IT. Pe ce? În IT. A, IT. A, super. Deci la 3.000 de metri se forează cea mai adâncă sondă.